tu ai venit pe acest pământ pentru recunoaștere și glorie. În orice afacere aduci dinamică și pasiune. Mândră, agresivă și exigentă prin natură, ai o inimă caldă, deschisă și ești extrem de dedicată prietenilor și colegilor. Încerci să creezi din viața ta o legendă și să trăiești în conformitate cu aceasta și, prin urmare, rolul pe care îl presupui este extrem de nobil. Avantajul tău este abilitatea de a influența pe ceilalți închinându-i în fața ta. Tu nu ești doar profund individualistă, ci ești hotărâtă să-i faci pe alții să ia poziție, în ciuda tuturor obstacolelor. Nemulțumită de simpla realizarea faptului că ești cea mai bună maestră în munca ta, trebuie să o dovedești cu siguranță tuturor celor din jurul tău. Poți suferi din cauza numeroaselor eșecuri, defecțiuni și frustrare, dar în cele din urmă îți vei atinge scopurile. Tu poți juca rolul cruciaților, cu plăcerea de a-ți îndeplini misiunea personală în viață. Cu toate acestea, un sentiment serios de umor este adesea ascuns în spatele aspectului grav al figurii tale. Un astfel de umor este adesea numit negru și poate avea un ton foarte ironic sau chiar batjocoritor. Semnul tău zodiacal aparține constelației Leu. Semnul zodiacal Leu este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: armonie, fiabilitate, noblețe, integritate, regalitate. Fiind în mod constant sub influența soarelui, ai abilități de conducere, poți fi un lider bun. Dotată cu inteligență remarcabilă, poți ocupa poziții de conducere în cele mai înalte eșaloane ale puterii. Dacă vorbesc despre calități morale, te caracterizezi prin bunătate, noblețe și onoare. Datorită naturii tale impulsive, ai tendința de a lua decizii grăbite, nu întotdeauna informate. Numai munca de zi cu zi pe tine însăți va permite să-ți direcționezi energia ta irepresibilă în direcția cea bună. Tu te consideri în mod rezonabil ca făcând parte din elita socială, ești nobilă și puternică, autoritară și egoistă. Încrederea în sine și capacitatea de a fi apreciată în societate sunt excelente, dar este util să înveți să te controlezi pentru a nu copleși pe alții. Cu toate acestea, generozitatea ta naturală te ajută, de obicei, la armonizarea relațiilor. Din exterior, pari a fi o persoană căreia totul este dat fără efort, fără probleme și aproape de fiecare dată. Cu toate acestea, secretul tău constă într-o capacitate de muncă echitabilă, care te ajută la atingerea înălțimilor sociale și în carieră. Guvernatorul tău astral este soarele. De la acesta tu primești strălucirea personală și integritatea. Soarele este favorabil numărului copleșitor de profesii masculine și a celor feminine care sunt asociate cu manifestarea propriului eu. Planeta ta în exil este Uranus. Lui Uranus îi poți mulțumi pentru lipsa de independență în gândire, precum și pentru dependența de impresia celorlalți despre tine. Ești deschisă, veselă, iubești luxul, ești generoasă și bună. Aceste calități ți le dă soarele. Impulsivitatea depinde, de asemenea, de planeta ta guvernatoare. Ea uneori se rostogolește, dar acesta este punctul culminant al tău, acolo unde impulsivitatea întâlnește pasiunea, fapt care determină carisma ta. Dar ești foarte arogantă. Acest lucru îi respinge pe cei care vor să construiască relațiile de prietenie. Tu nu aștepți nimic supranatural din viață. Ești încrezătoare că tu însăți ești capabilă să faci orice lucru. Tu privești lumea fără ochelari de culoare roz, dar încrederea în propria exclusivitate aduce mai multe probleme decât bucurie. Ești capabilă să eliberezi sarcasm și glume cu o precizie uimitoare, dar în dialogul tău intern ești de asemenea nemiloasă față de tine însăți. Cu tine nu este cel mai ușor de comunicat. Deoarece singurul șef pe care îl recunoști ești chiar tu, lucrul sub îndrumarea cuiva nu este de obicei potrivit pentru tine. Tu te simți foarte confortabil în a conduce în familie, în afaceri sau în lumea artei, cu excepția cazului în care suferi de un complex subconștient de inferioritate. Indiferent de dificultățile pe care ți le aduce viața,
Nu încetezi niciodată să fii bucătarul acesteia și îți place să fii curajoasă. Te afli adesea în lumea amețitoare a contradicțiilor. Nu contează ce faci, dar se pare că trezești mereu interesul și, uneori, antagonismul altora. De fapt, o luptă decisivă împotriva emoțiilor negative îndreptate împotriva ta poate deveni a doua ta natură, nedorind să te ascunzi undeva în profunzimea caracterului și fiind foarte bine pregătită să te protejezi cu limbajul. Cu toate acestea, uneori preferi să te retragi din tine însăți pentru autoapărare și apoi să lași întreaga lume să meargă în iad. Acest refugiu nu poate fi pur și simplu observat de alții, dar nu este vital pentru tine, și în cele din urmă este locul tău preferat de reședință. În ciuda aparenței tale autosuficiente, devii inevitabil dependentă de ceilalți, cel puțin pentru o parte din plăcerile vieții, precum și pentru o casă stabilă. Cu toate acestea, tot ceea ce poți face în orice relație interpersonală poate fi limitat în mod semnificativ din cauza preocupării tale excesive pentru propria ta muncă sau pentru viața privată. Numai cei mai buni prieteni și prietene care sunt pregătiți pentru o călătorie preplătită se pot încurca cu tine. Unul dintre cele mai mari aturi ale tale este capacitatea ta de a avea o viziune clară asupra lumii în care trăiești, fără vâltoare și iluzii. Tu însă-ți poți fi stăpân în crearea de simboluri, mistere și paradoxuri de orice natură, însă natura fundamentală a lucrurilor scapă rareori de propria ta viziune pură. Te distingi față de alții nativi din leu prin astfel de trăsături speciale, ești deschisă, disciplinată, pasională, strălucitoare. Natura ta contradictorie puternică și mândră este în concordanță cu sentimentalismul, nevoia de iubire și admirație. Tu la nivelul fizic nu ai nevoie doar de atenție, ci de dragoste pe margini, renunțare, sacrificiu și dorința unui partener de a se dizolva în interesele tale. Cum afectează data de 1 august soarta ta? Când vine vorba de natura ta, ești hotărâtă să convingi pe toată lumea de propria poziție și punct de vedere. În caz de nemulțumire simplă cu faptul că ești mai bună decât cineva în cuvinte, vei face totul în fapte, pentru a susține aceste lucruri tuturor. Cu toate acestea, rezultatul tuturor acestor acțiuni va fi realizarea obiectivului. Ești capabilă să joci rolul unui crucișător, întruchipându-ți misiunea individuală și unică în această lume. În același timp, toată seriozitatea și aspectul tău profesional ascund un simț uimitor al umorului. Umorul tău inerent este deseori numit negru, deoarece este expus cu un ton batjocoritor. Cu tine este destul de greu de comunicat, pentru că liderul unic, a cărui autoritate o recunoști fără rezerve, ești tu însăți. Prin urmare, a lucra sub tutela sau îndrumarea altcuiva nu corespunde pentru tine în multe privințe. Tu te simți mai confortabil în principalele roluri și poziții, atât în muncă, cât și în viața personală. În orice situație și într-o altă versiune a dezvoltării vieții tale, vei judeca și vei acționa din poziția unui superior și nu din poziția unui slujbaș. Te poți sacrifica pe tine însăți și independența ta pentru a obține confort în propria ta casă. În același timp, relațiile interpersonale din gospodărie pot fi limitate datorită încărcării excesive. Puterea ta este capacitatea ta de a-ți vedea propria lume perfect curată, fără ochelari roșii și fără vise. Dragoste și compatibilitate. Tendința de a trata relațiile de dragoste ca ceva mai multe decât viața poate duce la așteptări și dezamăgiri ridicate. Ai nevoie de o persoană care să te prețuiască și să-ți încânte egoul. Ca răspuns, ești gata să-i dea pasiunea, tandrețea și devotamentul veșnic. Cea mai bună relație cu tine este formată cu semne controlate de elementul foc, leu, berbec și săgetător. Cea mai fiabilă este combinația cu gemenii care sunt luminoși, puternici și independenți, iar uniunea cu ei se bazează pe fundație cea mai solidă, interesele reciproce și capacitatea de a vă simți reciproc. De asemenea, perspective bune pot fi în relațiile cu balanța.
Esteți sofisticați din balanță și tu ca un lider luminos din leu puteți crea deseori alianțe foarte benefice pentru ambele părți. O alianță puțin probabil să reziste este cu opusul absolut al tău, vărsătorul. Alianța cu vărsătorul este posibilă numai cu condiția ca acesta să se conformeze rolului sclavului, ceea ce un vărsător nu poate nici măcar imagina, dar să accepte. O alianță nu prea bună te așteaptă cu scorpionul și una nefericită cu taurul, ambele sunt semne fixe, unde perseverența și respingerea dați recunoaște domnia, te vor îndepărta ușor. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Ești emoțională, încrezătoare în sine, pretențioasă față de ceilalți, dar și excepțională, arogantă, ambițioasă, ești egoistă, pasionată, iubești ce este nou. Nefiind prea rațională, aceste lucruri împiedică realizarea obiectivelor. Poți întâmpina multe probleme și dezamăgiri pe drum, dar cu perseverență, tu nu poți eșua. Perseverența determină succesul în cele din urmă. Valoroase din punct de vedere al muncii, sunt persistența și persuasivitatea ta. Optimismul și determinarea te ajută la locul de muncă. Domeniul de aplicare al talentelor tale poate fi oricare, dar pentru tine este cel mai confortabil acolo unde recunoașterea și gloria se întind de la orizont. Sănătate și boli. Tu suferi, de obicei, de boli inașteptate. Trebuie cel puțin o dată pe an să verifici inima și să vizitezi un chiropractician bun, pentru cele mai mici probleme ale spatelui. Disconfortul sau tensiunea în partea inferioară a coloanei vertebrale pot fi asociate cu stresul, astfel încât trebuie să-ți monitorizezi poziția și să te odihnești mai des, folosind de toate ocaziile de a îndrepta coloana vertebrală. Datorită atitudinii tale autoritare față de viață în general, te consideri stăpâna sănătății tale, ignorând sfaturile familiei și medicilor. Cei care doresc să influențeze comportamentul tău ar trebui să fie pregătiți la răgetele regale și o opoziție pe măsură. Dar toate acestea sunt pe riscul tău. Soarta și norocul. Universul te-a înzestrat cu farmec și ambiție. Ești harnică, intenționată și ordonată. Vibrațiile din această zi sunt de așa natură încât ai trăsături de caracter mai puternice, mai pronunțate. Viața ta poate fi atât frumoasă, cât și grea. Totul depinde de alegerea căi în viață. Dacă treci prin viață cu un suflet deschis și cu o inimă curată, vei simți peste tot sprijinul divin și vei realiza tot ce dorești. Iar dacă încalci legile lui Dumnezeu și standardele morale, vei putea să obții beneficii materiale, ridicându-te pe scara carierei, dar căderea ta va fi zdrobitoare și nu vei mai putea să te ridici. Sfaturi pentru tine. Slăbiciunile tale sunt lipsa de tact și aroganța. Ele te împiedică în realizarea obiectivelor. Exigențele excesive îi resping pe oamenii din jurul tău. Încearcă să ții cont de sentimentele altora. Fă o pauză de la cruciadele tale nesfârșite, efectuând activitățile zilnice. Fii conștient de faptul că intensitatea ta poate genera ostilitate. Învață să faci compromisuri dacă este necesar. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, abordarea este mai importantă decât orice. Darul trebuie prezentat, nu este predat, dat, înmânat și așa mai departe. Pentru ziua ta de naștere, tu ca o leoaică, regina fiarelor, îți place să accepți daruri, de preferință într-o atmosferă de solemnitate și teatralitate. Procesul ar trebui aranjat cât mai pompos posibil, florile într-un coș, oaspeții într-un semicerc, tu în centru, de preferință într-un fotoliu, cum ar fi un tron, pe care apoi îl poți părăsi ca respect pentru valoarea cadoului. Felicitarea este de dorit a fi ideal de mare, să aibă obligatoriu flori și litere aurite, să conțină mai întâi laude și aprecieri la adresa ta, și abia după aceea urarea în sine. Darul în sine ar trebui să fie înfășurat în hârtie de aur, cu o butonieră imensă în loc de un ax sau scoci. Nu poți face economii la cadouri pentru tine. Cadoul trebuie ales într-un stil elegant și scump, evitând falsurile.
numai exclusiv și real. Pentru tine se potrivesc lucrurile pe care să te odihnești, doar tu nu te-ai născut să-ți îndoi spatele. Cel care îți pregătește un cadou ar trebui să-și amintească că nu-ți plac tonurile plictisitoare, dar preferi cele luminoase, vesele. Vei accepta cu plăcere operele de artă pe care te consideri a fi cunoscătoare. Nici o bucurie nu se va vedea pe fața ta, primind, deși scumpă, o copie după un Rembrandt. Este mai bine o pictură a unui artist de stradă necunoscut, dar unic. Dacă acest cadou este pentru o sărbătoare comună, de exemplu, anul nou, atunci ar trebui să ți se dea un cadou cât mai solemn posibil. Tu nu te plictisești niciodată de decorațiuni, dar nici de niște bijuterii, evident că din aur. Stilul tău este al lui al XVI-lea. Luminozitate, pompă, aur, cel puțin aurit. Nu trebuie uitat în colț, dar într-un loc proeminent, pentru a grava monograma ta. Tu ești foarte mândră de numele tău, așa că, dacă dăruitorul găsește hârtie de aur, pentru a imprima câmpul în care este numele tău, sau numele tău va fi tipărită de mai multe ori cu aur, atunci este imposibil să vezi un balsam mai bun pentru sufletul tău. Să ți se dea orice mizerie pe care este scris numele tău, o vei arde, iar darul își va găsi refugiul în cel mai proeminent foc. Florile de ziua ta sunt foarte potrivite. Orhidee, trandafiri, stacojii te vor încânta. Vorbind despre bijuterii de aur, de preferință, trebuie comandate individual la un bijutier, ar trebui gravate cu inițialele tale. Telefoane, tablete, numai cele mai recente modele și mărci de prestigiu. Parfum, cosmetice, de la producători de renume. Același lucru este valabil și pentru haine și accesorii. Aceste elemente ar trebui să fie la modă, extravagante. Culoarea ar trebui să fie portocalie, roșie sau galbenă. Nu trebuie să uite careva de tratamentul pentru tine. Pentru masa festivă, îți va fi util un cadou ca o cutie elegantă de ciocolată, o sticlă de șampanie de marcă sau chiar un pachet de super delicatese de peste mărșițări. Un cadou preambalat din supermarket, îl vei considera un comportament inadecvat, ba chiar un cadou înjositor. Ca pisică grațioasă, adori confortul și, prin urmare, poți accepta o pătură de lux, o pernă elegantă, o pernă cu paiete sau o vază de flori strălucitoare nu te va mulțumi cu caracterul său practic, ci cu aspectul original. Dacă cineva nu este decis sau nu are nicio idee despre ce să-ți dea cadou, atunci problema poate fi rezolvată prin plasarea banilor într-un plic frumos colorat, vei decide pentru tine însăți ce să cumperi ca dar și apoi să-i spui despre asta. Nu vei uita niciodată valoarea darului și vei căuta să-l onorezi pe donator în egală măsură de ziua lui. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.